Bună ziua, bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Mama Lucia. Și cum v-am spus astăzi mai înainte, am să revin cu gomboții. Acum revin cu al doilea video pentru gomboți. Mi-am pregătit aici toate ingredientele și vi le arăt imediat totul ce am pregătit. Cum să vă spun, bunica mea le făcea întotdeauna cu cartofi fierți, cartofel pire. Multă lume le fierbe în coajă și le curăță și le lasă așa întregi, le rade sau le pisează. Eu am făcut așa cum făcea ea cu cartofi pire, le-am fiert, ați văzut când astăzi, mai devreme, le-am lăsat să răcească. Deci am aici aproximativ, am vrut să am 1 kg, dar nu le-am cântărit la început, le-am cântărit acum, deci am aproape vreo, nu sunt 800 de grame, vreo 750 de grame de cartofi am aici, așa că le-am cântărit ca să știu cât e aici. Deci, cum să spunem așa, 800 de grame. La care am pregătit aici 200 de grame de făină, un ou, zahăr pudră, care facem dulci. Ia, punem puțină sare și cam asta este, frământăm aluatul. Și mi-am pregătit prune, cum vedeți, zahăr pentru prune, ca să le umplem cu zahăr să fie dulci. Mi-am pregătit așa 300-400 de grame de pesmet, zahăr 200 de grame, cum vreți de dulci, și scorțișoară pentru aromă, că la prune știți merge scorțișoara, cum v-am spus. Și acum vreau să pregătesc imediat aluatul cu dumneavoastră împreună, cum vedeți, cartofii, la care punem zahărul ăsta pudră, la care îi punem ou și la care punem foarte puțină sare, pentru că eu am fiert deja cartofii cu sare, am făcut așa un cartof pire, cum v-am spus. Le frământ așa frumos, aici așa. Trebuie să fie pisați bine, ca să nu fie gloduri. Eu văd că încă mai am puține gloduri aici, așa, cartofii, că nu i-am pisat chiar așa de fin. Dar am să-i pisez încă o dată, ca să fie bine. Și așa, dragilor, le-am mai pisat un pic, ca să fie fără cartofi, să se simtă cartoful. Și eu le mai pun și două vanilii, știți, ca să fie aromate. Deci multă lume face pe multe variante, da. Și acum mai pun făina. Să vedem. Frământ bine până să face, până să leagă bine. Normal că el e lipicios, dar îl lăsăm că îl formăm și ne punem așa puțină făină pe mână și facem treaba așa încet. Deci, cam așa arată. Cred că îi mai trebuie foarte puțină făină. Cred că îi mai trebuie. Îi mai pun un pic de făină, că văd că e prea lipicios, ca să fie, pot să-l strâng. Și așa, dragilor, cum vedeți, i-am mai pus o grămadă de făină pentru că îi trebuie vreo 400 de grame. Deci să aveți, a luat așa, știți, să lipește el de mâini, dar tot să fie moale, ca să-l puteți să-l formați așa. Deci 400 până în 500 de grame de făină cam îi trebuie. Acum îl lăsăm aici până când îmi pregătesc pesmetul și după aia
trecem la treabă. Pregătesc imediat pe smetul. Aici am un unt, unt gras, 250 de grame. Nu-l pun pe tot, îi pun așa 200 de grame să vedem cât ia. Să știți că pe smetul ia. Punem la topit. Puteți să-l faceți și cu ulei. Eu acum fac unt. Bătrâna mea făcea cu ulei, fără atâta unt. Acum a devenit cu unt. Ia. Puteți să faceți cu unt sau cu ulei, cu ce aveți dumneavoastră. Las untul să topească. Pun pe smetul să prăjească frumos, îl pun la răcit și între timp fac gomboții, pun la fiert. Și așa, dragilor, cum vedeți, s-a topit untul meu frumos. Și acum mai pun pe smetul aici să se facă. Lăsăm să se facă până când se rumenește. Dacă mai am nevoie și de restul ăla de unt, am să-l pun. Acum să vedem cum se face și vă arăt imediat. Știți, trebuie să fie așa auriu, fain prăjit. Și cum am spus, îi mai pun și restul. Deci tot pachetul de unt să fie, să se prăjească fain. Deci 250 de grame, un pachet de unt sau ulei. Cum vreți dumneavoastră. Și cum vedeți, s-a rumenit frumos. Îl pun imediat pe o tavă la răcit. Și este gata. N-am pus zahărul. Știți că dacă pune zahărul aici înăuntru, acum se arde zahărul, se lipește. Deci îl punem după ce s-a răcit pe smetul. Zahăr, vanilie, puteți să puneți și scorțișoară. Deci asta am vrut să vă arăt. Este gata pe smetul. Și trecem la a doua rundă. Și cum vedeți, am pus pe smetul la răcit. După ce s-a răcit bine, am să-i pun zahăr, vanilie, scorțișoară. Cam așa trebuie să arate. Și acum, dragilor, îmi formez gomboții. Am făină aici, într-un castronel. Bucătăria asta mea mică nu prea reușesc cum îmi place. Normal că aluatul e lipicios, puneți făină pe el ca să vi-l formați cum vă place. Îl fac așa, depinde cât e pruna de mare. Să nu fie prea mult. Luăm o prună și îi punem o linguriță de o linguriță de zahăr. Sare am vrut să spun, Doamne. Și acum alunesc aici așa. Punem făină ca să pot să strâng. Aluatul e lipicios, asta e problema, că trebuie să fie moale. Și îl formăm. Și mi-am pus o tavă cu puțină făină ca să pot să strâng gomboții pe ea. Deci, cum vedeți. Cam așa. Cum îi vedeți. Și tot așa fac în continuare până îmi fac toți gomboții. Știți că nu sunt eu nici prima, nici ultima care face gomboții. Toată lumea face, că acum este timpul, încă mai este timpul de prune, nu? Acum și gata. Și n-am făcut anul ăsta. Să vă spun drept, n-am făcut. Și tot la fel, o prună mai mare, aici ai luat-o mai mare, punem o linguriță de zahăr și îl modelăm. Tot așa continui cu toate până când mi-am terminat aici, nu știu câte miasă, o să văd. Ce am vrut să vă spun, între timp mi-am pus și apa la fiert, da? Că trebuie să pune și apa la fiert.
Și cum vedeți, apa fierbe, mi-au ieșit 13 gomboți, cum vedeți. Și aici, acum vreau să-mi pun zahărul. Deci pune și dumneavoastră zahăr cât vă place. Eu am aici vreo 300 de grame. Așa. Nu știu dacă îl pun tot. Amestec imediat. Îi pun și scorțișoară. Pune și scorțișoară cât vă place să fie de aromat. Și pun și două vanile. Amestec și dacă îi mai trebuie ceva, mai pun. Așa, dragilor, apa fierbe. Și acum am pun aici să vedem câți gomboți. Punem 6 gomboți să fiarbă. Pe 5 minute până să ridic în sus, știți. Când s-au ridicat în sus, le scoatem afară. Ah, mai merge unul. Mai am o rundă, atunci așa am terminat. Țac. Sunt să fiarbă. Mi-au rămas și două din astea. Le trimit la Emma. Cam asta este. Și le lasă fiarbă până să ridică în sus, cum v-am spus, de 5 minute. Și cum vedeți, s-au ridicat sus, sunt gata. Acum le scot și le dau prin pesmet și prima rundă asta o trimit la Emma să fie calde. Așa cum vedeți, punem telefonul aici să se vadă. Facem două. Avem pesmet destul să le învelim. Wow! Pesmetul, să știți că e foarte bun. Vedeți, avem și mai mari și mai mici, pentru că așa au fost unele, da? Cam tot așa până sunt gata. Și când sunt gata, vi le arăt tăiate la mijloc, da? Dar asta acum, cum v-am spus, o trimit la Emma, runda asta. Și am vrut să vi arăt, așa arată. Nu am făcut mult, 12 bucăți am făcut. Sunt foarte bun, să știți. Deci cam asta a fost pentru astăzi. Sper să vă placă, dragilor. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă doresc în continuare o seară plăcută la toată lumea, o seară binecuvântată, liniștită. Vă pup cu mult drag. Ciao, ciao, dragii mei!